Vă salut cu respect, distinși vlog spectatori. În vlogul de astăzi vă ducem în cele mai bune locații pe bază de mâncare și de băutură din Barcelona. Am mâncat, am băut, ne-am distrat. Doamne ajută! Haideți cu noi să înceapă vlogul, să vă placă. Dacă n-ați mâncat ceva, mâncați înainte, că o să vi se facă foarte multă foame. Și dacă nu v-ați abonat, abonați-vă, fraților, pentru că vloguri, blanao, măslinuțe, atenții, să înceapă vlogul. Doamnelor și domnilor, am ajuns la Bacoa. Doamne și domnilor, cu bunești la Bacoa. Haideți să vedem ce avem aici. Primul loc pe care îl vom bifa pe listă. Doamne și domnilor, locația numărul 1, Bacoa. Sunt 5 locuri în Bacoa, în Barcelona. 4 sau 5 și? Și? Așa. Asta e cel mai bun. Universitar, ăsta e cel mai bun. Universitat. Universitat. Varianta finală, ce și-a luat băiat. Polo Parma. Pui, ca așa zbunesc, la double, ca să știm o chestie, să ne prostogolim până acasă. Aici n-am mai pus nimic extra, mi-am luat chifla să fie brioși, pentru că Diana și Bunescu, Bunești cum ar veni, au recomandat această brioși. Și aici mi-am luat cartofi Bravas Classicas, niște rusticas, numai că au și sosul. Doamnelor și domnilor, burgerașu, bam, bam, bam. Noi, Chienasco! Burger cheers! Doamne și domnilor, așa arată o chiflă care a ținut burgerașul la un loc pe durata întregului joc. Chifla foarte bună. Burgerul e interesant, eu îi dau 400 și ceva. Nu mă acuzați de blasfemie, știu că toată lumea laudă Bacoa. Este cel de pui, stai să le iei și pe la normal. Ionasca a avut de vită, a mâncat la fel. E bun, dar nu e bombă. Nu-mi dau seama ce se întâmplă. Eu am mai mâncat în Madrid și am mâncat atunci burgerul Bacoa. Și la fel, nu m-a dat pe spate. Toată lumea laudă locul ăsta, nu mă înjurați, poate vă place. Dar mie nu mi se pare că e de 5 și 5, e de 4. Deci asta este locația cu numărul 2 unde mâncăm în Barcelona. Se numește Choc. Este pe lângă la Las Ramblas. Choc, choc, choc. Haideți să mâncăm. Choc. Hai să dăm choc. Haideți. Mini tartă. Bă, ce nebunie asta mai aici. Deci astea sunt... Uitați-vă și voi de ele. Bă, nene. Bănene. Vreau neapărat și-o de-asta, nu știu ce e asta, dar vreau de-asta. Am luat o groază de nebunii de-astea, o să fie haos aici. Thank you. Asta a fost ca un shot cu dulciuri. Deci toată chestia asta a costat cât? 20 și cât de euro? 26 de euro. 4 gogoși, 2 ape, 4 bomboane de la Raffaello și chestia asta. Care a fost mai bun? Exact, toate. Cred că orice vă luați de aici, n-aveți cum să dați greș. Bomboanele la Raffaello au fost... Bun. Revenim cu detalii. Bun, deci, unde sunteți? Concluzii, aici. Cum a fost? Foarte dulce. Bun. Mult prea dulce. Cu calorii. Câte sășici? 5. Multe. Câte calorii? Multe. 6 cai. Haideți în locația următoare. Doamnelor și domnilor, locația numărul 3, la Peggy Sue. Restaurantul ăsta american, sau arată ca un diner american. Ne-a zis tanti de aici că ca ai voie să faci poze doar în zona ta, a mesei. N-ai voie să faci poze în tot restaurantul. Ok. Poate ridic drona. Eu am luat așa un milkshake și un cheeseburger. O să testăm să vedem cât de american e locul ăsta. Cheeseburgerașul meu este 6,50 euro, de euro cenți, iar beleaua asta tot vreo 5 euro, ceva de genul. Ești cu brownie. E chiar bun. Acesta este burgerașul. E foarte simplist, dacă mă întrebați pe mine. Să vedem cum e cu gustul. Cartofii sunt de aia, congelați. Locul e frumos, în schimb. Bunești și-a luat niște nachos, cinstit. Mă, arată bă. Foarte drăguță. Am făcut o poză de aia de 1000 de like-uri, 2000, 3000, 5000. Mamă, ia să așa, măriciule. Ce e la bar de sos? Mamă, cum miroase, știi cum miroase? De la fumat. Ia. Salivezi doar când miroase. Mă.
Ia stai așa ca să iau și o guriță și văd și după aia. Ia bun, ajută-mă că nu-mi dau seama. Ia. Bun, e cheeseburger și brânză e bună. E bună? Mhm, bagă. Deci, cum a fost mâncarea? Câte să zici? Nachosurile noastre au fost de 4. Nachos bun, da, da, shake-ul genial. Aia vreau să zic, shake-ul e de 5. Mâncarea? Sunt supărată. Să nu veniți aici dacă vreți să vă faceți poze. Da, deci burgerul de 2,5 să știți, super slab, milkshake de 5. Deci dacă veniți, luați-o milkshake și atenție la poze. Da. Masa la care vă puneți. Faza cu pozele e felul următor. Poți să-ți faci poze doar la masa la care te așezi, pentru că ideea lor din spate nu e una rea, la modul nu te așeză la toate mesele ca să le devastezi pe toate. Dar locul merită doar pentru poze și pentru milkshake. Poză, atenție, poză, nu poze, Georgiana. Deci ți-am dat să iei cană, să iei de mâneri, ca să nu te faci de chestii lipicioase pe mână. Doamne! Distinși vlog spectatori, locația numărul 3, la Bocheria, s-a terminat cu șmecheria. Haideți cu noi! Hai că și cu ei, haideți mă! Ionescu, când văd atâtea fructe, știi de ce mi se face poftă? De carne! Un burgeraj! Suntem la Queen, în Bocheria. Hai să vedem care e șmecheria. Prima chestie bifată, pimentos de padron. Normal! Bune și și-au luat costițe, pimentos de padron, patata. Legume de porc. Legume de porc, bravo! Noi ne-am luat patata. Pimenta de padron, și? Măsline și sangria. Și un tiramisu. Noroc! Bunesco! Salut! Salut! Feliz Navidad! Mamă, e impecabilă. E impecabilă. E cea mai bună sangria pe care am băut-o în viața mea. Veniți aici, la Queen. Mentol! Costă 4 euro paharul ăsta, dar merită fiecare bănuț. La fel și pimentos de padron. Măslinele, he? Sunt bune, mă, măslinele, ce ai? Dar coastele lui Bunescu, mame, măslinele sunt chiar bune. Decente. Am luat și un tiramisu, doamna și doamna. Ionesca nu mănâncă. Nu, nu, prea mult dulce, am căpșuni, mi-am luat de aici, din piață, e ok. Tiramisu ăsta este unul dintre cele mai bune tiramisuri pe care le-am mâncat în viața vecișoarele mele. Deci veniți aici pentru sangria, pentru tiramisu și pimiento de padron. Ăsta e locul. Cam acri băieții de la serviere, dar... Bă, erau pe super fugă, mă, nu erau acri. Bă, erau acri, i-am dat 3 euro bacșiș și a fost... 3 jumate. Și n-a zis nimic, a fost așa... Bă, ești pe super fugă, mă, n-ai văzut că mi se uita să pună... Bă, ia mai comenta, mă, că e vlogul meu, fac ce vreau eu. Erau acri, mă. La Bocheria, unde s-a inventat șmecheria, a costat 30 de euro ce ne-am cumpărat noi. Două sangria, măsline, pimento de padron, patatas... Și un tiramisu, 30 de euro. Nu e, doar tu, singur. Nu e nici ieftin, nu e nici foarte scump. Pentru experiență, să mergi prin piață, stai să mănânci la tarab, acolo e foarte șmecher, recomandăm, e un must do. Bune, știi? Sangria a fost una dintre cele mai bune pe care am băut-o vreodată. Da, sangria și tiramisu la fel, a fost mios dio. Tiramisu confirm, super bun. Coastele? Coastele, bă, super bune. Eu mi s-a părut cam mică, 5,5 dacă se pun, jur, bă, nu mă așteptam. Bă, bune, dă ăsta contorul peste cap. Am ajuns la locația cu numărul nu mai știu cât. Se numește De La Creme. Aici, locația s-a fost recomandată de niște membri Ionesc Squadului. Vă exo, știți voi care sunteți. Diana deja și-a luat o înghețată. Bunescu și-a luat dită mai măgăria de înghețată. Dar eu Ionesc am urmează să intrem, să ne luăm și noi înghețată. Măgării de înghețată. Haideți! Cât a fost cupa? Asta e combinație, e 5,50 asta trebuia și asta 3,50. Dar tot 2, 3,50, 5,30 cu 3,50, da. Bravo, felicitări! De când ne întreabă Bunescu ceva simplu, el are un răspuns complex. Ia zi, Geule, ce-l luat acolo? Asta de scolcioară e foarte bună. Da? Mm-hmm. Are și Diana, da. Scolcioară cocos. Cos. Și aici am... E divină. Veniți aici. Foarte bun. 5 sășici. Cât a costat? 6,60 euro. 3 cupe. 3 cupe. 3 cupe și o apă.
3 cuve și apă, 6,60 euro. E și ieftin, e și bun, Crăciun fericit. Bilbao Beria e am plină? Am ajuns, da. Locația nu știu cât, hai să vedem care e treaba. Apas, ci că cele mai bune din Barcelona, ne-a zis cineva. Buona! Hai, trăiască partidul. Cheers! Coca-Cola, da. N-are tot ceva. Mama, e vin ăsta. Dar coarește, e bună. Deci ideea aici e în felul următor. Tu îți iei pe farfurioară tapasurile și la final îți numără scobitoarele din tapas. Și îți spun cât ai de plătit în funcție de câte scobitoare ai. Așa că haide să luăm. Un cărnatăs cu pimentă de patron, nu? Da, ce vă asta? Are mini ou, parate. E ou de prefeliță. De prefeliță. Mini ou. Ăsta e cărnat cu pimentă de patron. Și cu ceva ceapă. Un pui cu cașcaval și pimentă de patron. Ăsta e un mini bar garaj, Georgiana. Nu. Cum nu? Un mini bar garaj la băiatul. Super șmecher. Experiența în sine e foarte tare. Acum să vedem cum e mâncarea și care sunt scorurile. Ha, uite, vezi că diferă. Scobitoarea normală e 1,95, scobitoarea aia așa. Asta e 2,35 și mai e una care e încolăcită și 2,50. Ce tare. Te-am luat așa. Asta cu cârnat și cu sos picant. Burger ți-ai luat. Asta hai să vedem mini burger. Asta este crochetă de șuncă și aici este ciuperlă cu pașcaval. Da, așa, mini burgerașul. E o chiftea cu bacon și ceapă. E o chiflă decentă. Deci, câte sășici? 4,5. Bună tapas. Tapasul ăla cu bărgăraș a fost foarte bun și ăla cu cărnat, recomand. Și sangria, foarte bună. Cât e a foarte... fost? Prețurile variază între 1,90, 95 și 2,50 de bucată. De tapas. Da. Am dat în total cât? 13 euro de 24. Cuplu, nu? 24. Stingi vlog spectatori, suntem locația nu știu cât a Circus Pizza. Hai să ne care treaba. Recomandată de un distins membru al UNESCO-ului. Sau de mai mulți. O, și pizza vegană, ia uite. Pentru băieți și fete. Ce nebunie e aici. Mamă, cum arată. Ce nebunie. Care-i felicinstite la băieți? Trebuie să ne luăm și de băut. Să înceapă dezmățul. 3 felii de pizza. Uite, te-l ia cum mănâncă. Mă, tată, mă. Așa se face, da? Se cere cuțitul. Hai de băut. Băgăm noi ca hamsteri, suntem deșinați, super bună pizza. Și au adus acum o pizza care cred că are cartofi prăjiți, fiți atenți aici. Cartofi prăjiți. Oricum, diavola a fost super bună. E dumnezeiască. Hai încoace, hai încoace, vină cu abos. Ha? Mai vreau o felibuță. A fost delicios. A fost... Veniți cu încredere la pizza Circus. Eu zic că e de 5 sășici. Câte trebuie sășici? Să știți... 5. 5. Trebuie să știți că nu aveți loc să stați la masă, adică e un gen de to go. Da, n-au baie, n-au alcool, au doar sucuri și stai în picioare. Da, pizza și felia, da, așa e Georgiana, și felia. Și costă între 2,40 și 2,90. Așa că felia. Așa că veniți, e foarte bun. Încă o locație al cărei număr nu-l știu, este la Bly Tonight. Fabrica de Pinchos. Haideți să dăm sășici, haideți înăuntru. Haideți să mai mâncăm ceva, că n-am mai mâncat de 2 ore. Ăsta este un bar pe bază de tapas. Știți povestea. Îți iei pe farfurioare și scobitoarele sunt numărate la final și plătești. Ia uite. 1 euro sau 1,80 euro. Pomană. Mini bărgăraș. Chifteluțe de pui. Nebunie. Băgăm la ghiozdanul și... Andale. Deci fiți atenți, o să fac o combinație. 70% cu 30%, asta e mai mare. 7,2% și 5,5% alcool. Și memoria e bunescu să fie online. Vezi 14,7. 14,7 și am mâncat cavacile. 16,20 cu tot cu bacșiș. Da. Două berici și multă mâncare. Hashtag pomană. Vedeți clopoțelul ăla de acolo? Când plătești și lași tips, îți dă ding 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 ding. Dacă pleci și nu mai așa, înseamnă că ești chitos. Hai să mergem. Bunescu, bunești mi-au zis că eu nu știam faza. Că n-am înțeles de ce când i-am plătit a făcut ding ding.
Am dat tips bun. Ce tare, sunt fel de dedicație să o știi adevărat. Adevărat? Tapas! Distinși locul spectatori, locația numărul nu mai știu cât, El Național. Haideți încoa, haideți încoa. La braseria. Ce tare e, eu vreau sangria. Eu vreau tot sangria. Mama lui Georgiana. Georgiana bea sangria. Și salvează România. Deci fetele și-au comandat un burger și a venit... Hey, it's perfect! Au comandat burger și burgerul a venit fără chiflă, fără nimic. Doar sexy, carne. Sexy burger. E o chifte. Aceasta este paella. Hai să vedem care e treaba. Paella. 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 Băi, El Național este un loc foarte frumos. Foarte frumos. Adică poți să vei să faci poze sale alea. Înghețata e bună. Mă știu, cât ai dat, Geule, pe înghețata în total? 3,80 ocupa. 3,80 cu tot cu ăsta? Da, cu tot. Normal. Adică... Sau 5,90 cu cornet așa. Foarte frumos. Da, la ce restaurant am mâncat noi, mi se pare că e cam scump și mâncarea cam puțină și dubioasă schema aia cu burgerul naked, cum a zis Georgiana, numai că nu scrie că e burger naked. Paella e la fiindcă alioli o bată la fund pe asta. Da, nu știu ce să zic de El Național, e frumos, veniți și faceți poze și mâncați înghețată. Experiență, da. Da. E cam scump. Mâncarea nu e wow, da. Da. Adică mâncarea a costat de cuplu 60 de euro. Ce e mult, e nici puțin. Sangria bună. Sangria și înghețata. Da. Plăcere. Da. Am uitat să fac încheierea asta în Barcelona, îmi pare rău. Tocmai de asta o facem acasă pe canapea cu sășica. Georgiana, ce ți-a plăcut cel mai mult din toată experiența culinară din Barcelona? Bocheria. La bocheria mi-a plăcut cel mai mult. Am mâncat pimientă de padron, am mâncat fructe, am băut cea mai bună sangria, am mâncat cartofi buni, măsline, a fost perfect. Și locul cu pizza mi-a plăcut. Da, mă rog, nu e autentic spaniol. Mie mâncarea mi-a plăcut de la pizza. A fost cea mai bună pizza. Și erau și italienii de acolo. Și sangria de la bocheria. Am făcut o rimă, sangria de la bocheria. Bravo. În rest, a fost interesant. Da. La El Național să nu vă duceți. Adică, duceți-vă doar pentru înghețată și pentru poze. Și la Pegisul acolo, poze frumoase. Dacă mâncați pește, e ok, dar noi ne mâncăm pește... Și paelii aia o bate la cur, fiindcă am zis asta. Deci... Ok. Bun, păi cam acesta a fost vlogul de azi. O să mergem, o să tot călătorim în perioada următoare și să tot facem vloguri de-astea cu ce mănânci bine în orașul X. Sper să rămâneți alături de noi. Abonați-vă dacă nu v-ați abonat deja. Când apare ăsta? Mâine. Mâine în cât suntem? 14, nu se mai poate vota. Nu se mai poate vota. Eh, ok. Mulțumim dacă ați votat-o pe Georgiana la Digital Livas. Sper să câștige. Pa! Pa!